Campania de promovare a candidaților AUR la Consiliul Județean Hunedoara se desfășoară, așa cum s-au angajat toți candidații și susținătorii, în fiecare localitate a județului. Desfinții Constantin și Elena, caravana AUR a poposit la ZAM, unde candidații la funcția de președinte și de consilier județean au stat de vorbă cu localnicii pentru a afla problemele cu care se confruntă, dar, în același timp, și-au prezentat și propunerile ce vizează creșterea calității vieții cetățenilor prin implementarea unor măsuri în regim de urgență, cum ar fi reabilitarea unitară a infrastructurii rutiere, promovarea zonelor turistice, revigorarea zonelor monoindustriale, reabilitarea și dotarea cu aparatură modernă a tuturor unităților medicale, stimularea și sprijinirea activităților culturale, sportive și educaționale, eficientizarea sistemului de management integrat al deșeurilor. Toți cei cu care am discutat își doresc o schimbare. Sunt foarte mulți dezamăgiți de ceea ce se întâmplă la nivel județean cu modul în care avem administrat acest județ și nu doar la nivel județean, ci la nivel național. Oamenii își doresc o schimbare, dar au un optimist moderat pentru că trebuie să înțeleagă că atâta timp cât noi, cei care le propunem să ne acorde încrederea la votul pentru ceea ce urmează în alegerile locale. Și aici am fost alături de domnul candidat de la primăria ZAM. Cred că oamenii vor fi într-adevăr hotărâți să facă o schimbare. Și schimbarea asta, zicem noi că de AUR, e cea mai sănătoasă. Avem încredere că cetățenii acestui județ, chiar dacă nu își exprimă pe față câteodată sprijinul către noi, vor reuși în cabina de vot să fie alături de noi, să facă schimbarea de care România are nevoie. Pentru toți cetățenii acestui județ, nu uitați în data de 9 iunie să votați poziția 1 de pe buletinele de vot. Poziția câștigătoare, poziția partidului AUR.